Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el, căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul bagiocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri. Și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna. Nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău. Pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit. Și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.